Din cauza ninsorii și a viscolului din întreaga țară, mai multe trenuri Regio și Interregio cu stație în gara Târgu Jiu au avut întârzieri de până la 300 de minute în ultimele 24 de ore. 6 trenuri au înregistrat întârzieri, dintre care 3 Regio și 3 Interregio, în special trenurile care sosesc din București, Constanța. Întârzierile s-au situat între 45 și 300 de minute, dar nu am avut trenuri anulate, toate trenurile au venit, nu am avut persoane nemulțumite în mod special, totuși trenul rămâne un cel mai mijloc sigur de transport în condițiile actuale. Și în această dimineață călătorii au așteptat câteva ore în sălile gării Târgu Jiu. Nu este deloc confortabil, având în vedere că în gară este foarte frig. De cât timp așteptați aici? De 3 ore. Are întârziere trenul? Păi nu, întrebai pe mine. Vă e frig? Cum e? Potrivit. Cu întârzierea asta n-avem ce face, peste tot e așa, nu numai la noi în Târgu Jiu sau pe regionala noastră. E prin toată țara și prin Constanța, la noi în Gorj, din câte am observat, e mai frumos. Dar de cât timp stați aici? Poftim? De cât timp așteptați? Păi nu, eu aș aștepta acum, dar totuși în gara Târgu Jiu a fost frig până acum, nu a fost bine. E frig aici în gara? Este. Puteți să rezistați mai multe ore, să așteptați după un tren? N-avem ce face, asta e situația, n-avem ce face, trebuie să așteptăm. Gara Târgu Jiu va intra din acest an într-un program de reabilitare. Din bugetul local va fi alocată în acest sens suma de 200.000 de euro. Diferența până la totalul de 870.000 de euro, cât face întreaga investiție, fiind asigurată cu bani de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.